victoria cea mai de pe urmă. Dumnezeu să ne lui Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, mult îndoliată familie, iubiți credincioși și credincioase, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre noi creștinii în raport cu moartea și spune: fraților, să nu fiți ca cei fără de nădejde, pentru că Hristos a înviat din morți. Și de aceea, în slujba înmormântării, biserica a așezat cântări care în marea lor parte vorbesc despre învierea lui Hristos, despre speranța pe care a adus-o în lume Mântuitorul prin învierea sa și prin întreaga sa operă de mântuire. Și de aceea noi creștinii, înaintea morții, trebuie să avem o atitudine de nădejde. Chiar dacă firea noastră omenească, care vede că nu mai poate să fie aproape de cei dragi, nu mai poate să îi îmbrățișeze, să le spună o vorbă în felul acesta fizic în care a făcut-o până acum, chiar dacă firea noastră ne trage într-o stare în care ne punem fel de fel de întrebări despre moarte și despre rostul ei, în care suntem un pic picați din starea de nădejde, să fim cu luarea minte că ne învață și Sfinții și Scriptura că întotdeauna noi creștinii trebuie să alăturăm acestei atitudini ce se naște în sufletul nostru atunci când se duc de lângă noi cei dragi, să alăturăm nădejdea în Hristos cel înviat. Și întreaga învățătură a Bisericii cu privire la moarte se structurează pe această posibilitate a noastră de a învia împreună cu Hristos. De ce spun posibilitate? Pentru că noi cei ce trăim pe pământul acesta și urmăm lui Hristos, am primit îndemn de la Sfântul Botez și apoi din întreaga educație și din întreaga desfășurare a vieții noastre, în care Dumnezeu a avut de grijă să ne scoată înainte oameni, locuri, fapte, cuvinte, prin care să conștientizăm valoarea noastră ca oameni. În această viață Dumnezeu a așezat popasuri sau fel de fel de hotare prin care noi să conștientizăm valoarea vieții noastre și să înțelegem că doar urmând lui Hristos și făcând cele bune și frumoase, urmând principiile pe care Domnul le-a adus în lume, atunci vom reuși să împlinim sau să desăvârșim într-un fel frumos destinul nostru omenesc. Pentru că având libertate, noi putem să mergem către cele bune, dar putem să și ascultăm de cele ale răului și să ne îndreptăm
spre lucruri mai puțin folositoare vieții. Dacă urmăm în viață lui Hristos, dacă urmăm cu alte cuvinte celor bune, întotdeauna știm că la capătul vieții noastre, care a fost așezat de Dumnezeu tocmai pentru a birui păcatul, ne așteaptă și biruința asupra morții. Foarte frumos spun Sfinții că Dumnezeu a rânduit moartea după căderea în păcat tocmai pentru ca păcatul să nu fie veșnic. Și moartea omului, după venirea lui Hristos, dă sensul învierii, adică nu doar că nu mai păcătuim veșnic, dar și trăim veșnic dincolo în împărăția lui Dumnezeu. Și repet, oamenii care urmează și știu să folosească în viață aceste percepte ale credinței lui Hristos, vor ajunge întotdeauna la capătul vieții să se uite cu mulțumire înapoi, să fie împliniți pentru cele pe care le-au realizat și atunci când vor merge înaintea lui Dumnezeu, când sufletul se desparte de trup, să aibă bucuria și odihna unei vieți împlinite, împlinite și pentru credința lor în Hristos Dumnezeu și pentru faptele vieții lor care au fost bine plăcute și după rânduiala pe care Dumnezeu a așezat-o în lume. V-am spus aceste lucruri pentru că din tot sufletul cred că fratele nostru, Crăciun, cel care s-a întâlnit cu veșnicia zilele trecute, fratele nostru în întreaga viață, așa după cum îl știu de puțină vreme, de câțiva ani, dar după cum mărturisesc cei care l-au cunoscut de o viață, a fost un om care a știut să lucreze în viața lui și la întâlnirea cu Dumnezeu și la desăvârșirea faptelor vieții lui. Era nelipsit din biserică, avea locul dânsului în strană, unde stătea și cânta cu toată dragostea lui Dumnezeu și parcă slujbele la care nu era prezent erau slujbe la care ne întrebam oare ce s-a întâmplat cu fratele nostru cel iubitor de Dumnezeu. Însă cărările vieții l-au purtat și în alte țări și peste oceane, acolo unde a stat lângă copiii lui, pe care i-a ajutat și și-a jertfit viața ca să îi ajute și pe ei așa cum a putut, dar niciodată nu s-a desprins de această atitudine rugătoare către Dumnezeu. Mărturiseau aseară la privecție din familie că cel mai mult a suferit în Canada, cât a stat acolo vreme de câțiva ani, pentru că nu a avut biserica aproape să se poată bucura sufletește de atmosfera duhovnicească a casei lui Dumnezeu. Pe lângă această dragoste pentru Dumnezeu și pentru rânduiala lui cea sfântă, fratele nostru Crăciun a fost și un om care a știut să împrăștie în jurul lui bucurie și liniște, împăcare și în modestia sufletului lui și în smerenia sufletului lui, a fost un om apreciat și iubit de mulți. A fost un meseriaș foarte bun la locul unde a fost rânduit să muncească, a avut o gospodărie frumoasă pe care și-a creat-o prin jertfă, a crescut copii pe care i-a învățat și a sădit în inimile lor cuvântul lui Dumnezeu și dragostea față de Dumnezeu și toate aceste fapte ale vieții lui, pe lângă credința lui, cred că vor conta foarte mult când va merge înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, care este întotdeauna bun și milostiv, va avea milă de sufletul lui și va arăta poarta către raiul cel luminos, unde se va sălășlui sufletul lui. Ne-am rugat și noi ca Dumnezeu să-i dăruiască raiul cel luminos și cred că rugăciunea noastră împreună este o altă stare pe care am trimis-o lui Dumnezeu pentru odihna sufletului adormitului robului lui Dumnezeu Crăciun. Robul lui Dumnezeu Crăciun Uritescu s-a născut în 1934 în comuna Fibiș, județul Timiș, cel mai tânăr dintre cei patru frați, Adrian, Aurel, Grigorie și Crăciun.
Cei ai casei obișnuiau să-l alinte ciunul. A ajuns să fie un foarte apreciat maestru la UMT, unde a lucrat peste 35 de ani. Cu devotare și multe sacrificii și-a dedicat întreaga viață familiei, soției Maria, fiicelor Lucia și Mirela și nepoților Ionatan și Silvius. A avut parte de multe încercări grele, dar și de multe realizări ale vieții, inclusiv în îndepărtata Canada, unde am spus că a fost să fie aproape de copiii lui. Înspre anii târzii întors acasă, bucuria cântării la biserică în strană iubea sufletul duminică de duminică. A fost un om deosebit pentru care generozitatea, cinstea și verticalitatea au fost prioritate. Amintirile călătoriei lui Ciunu prin viață vor rămâne o blândă mângâiere pentru cei din familie. Așa cum este rânduiala, vom pomeni pe cei din familie cu gândul și rugăciunea de a-l pomeni. Și dacă în viața aceasta s-au întâmplat să fie și neputințe din lucrarea celui rău, să le trecem cu vederea și să iertăm din tot sufletul. Cer iertare de la soția Maria, de la fiicele Lucia și Mirela, de la nepoții Ionatan și Silvius, de la ginerele Jivco, de la nepoții Felicia, Petrică, Teo și Dani, de Eli și Sebi, de la vereșorii Danița, Ovidiu, Tibi și Ovidiu, Raluca, Iacob, Andreea și Alexia, Ancuța și Bogdan, Nicu și Anca, de la fiini, prieteni, vecini, Horațiu și Sanda și de la toți cei pe care i-a cunoscut în viața aceasta și care și-au intersectat destinele cu el, pentru că toți suntem datori să alăturăm acum pe drumul veșniciei lui și o rugăciune și să rostim din suflet Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească. Amin.